Bună seara și bine ați venit la concertul pascal, aflat sub înalta binecuvântare a înalt preasfinției sale, Părintele Nifon, Mitropolit și Arhiepiscop al Târgoviștei, organizat de Arhiepiscopia Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița și Centrul Județean de Cultură. În această zi sfântă de florii, ne bucurăm de asemenea de prezența preacucernicului părinte dr. Ionuț Adrian Ghibanu, vicar eparhial, și a domnului președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, conferențiar universitar dr. Adrian Țuțuianu. Sunt Adriana Cuciureanu și în această seară vă invit să luați parte la un regal muzical oferit de Orchestra Simfonică Muntenia. Corul acustic din București va deschide această seară cu selecțiuni din Requiemul de Mozart. Toată această seară stă sub bagheta magistrală a domnului dirijor Daniel Jinga.
Mulțumim. Am vrut să ne oprim abia aici, pentru că fiind selecțiuni, până aici am mers cu Requiemul dintr-o bucată. Și așa că o să mergem mai departe. O să vă rog să nu mai aplaudați până la sfârșitul întregului Requiem, chiar dacă el va fi din selecțiuni, pentru că veți vedea că Mozart l-a gândit cu o anumită gradație și o să vă placă mai mult să aplaudați la sfârșit. Rest!
Thank you.
Aceasta a fost introducerea noastră. Acum orchestra Muntenia și corul acustic se vor retrage. O să fie câteva minute în care vă rugăm să aveți răbdare și vom amenaja scena pentru a face loc corului Mitropoliei, care va susține un recital de muzică religioasă a capela, potrivită perioadei pe care o traversăm. Apoi ne vom reîntâlni cu orchestra Muntenia, corul acustic și corul Mitropoliei pentru a face o încheiere în ton cu această minunată sărbătoare, care este sărbătoarea floriilor. Înființată la inițiativa și cu înalta binecuvântare anal preasfințitului părinte Nifon, se remarcă prin distinsa ținută muzicală, desăvârșită an de an, prin consistentele participări la evenimentele majore ale arhiepiscopiei noastre. Sub bagheta dirijorală a maestrului Mihail Vlădăreanu, Corala Catedralei Mitropolitane va interpreta piesele Aliluia, Cămara ta, de Nicolae Lungu, Ghețimani, de Gheorghe Popescu Brănești, solist, George Vasilache, Doamne, Iisuse Hristoase, de Gheorghe Cucu și Azi cu toți să prăznuim, de Gheorghe Cucu. Corala Catedralei Mitropolitane din Târgoviște, sub bagheta domnului dirijor Mihail Vlădăreanu. Oh.
Oh.
aveți parte. O minune, o minune, la mulți ani cu sănătate, de Hristos să aveți parte. O minune, o minune. În duminica a șasea din postul Paștelui, cunoscută în popor și ca Duminica Floriilor, Biserica Ortodoxă sărbătorește intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Floriile deschid săptămâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paște, așa numita Săptămână Mare. În cele ce urmează vom asculta piesele Privegheați și vă rugați, de Gheorghe Popescu Brănești, solistă soprana Elena Dragomir, oratoriul de Gheorghe Mandicevski, rugăciune de Constantin Drăgușin, solistă Anabela Dan Georgescu și Irmosul Învierii, Gheorghe Dima, corala Catedralei Mitropolitane din Târgoviște, dirijor Mihail Vlădăreanu.
Thank you.
Intrarea lui Iisus în Ierusalim este relatată de toți cei patru evangheliști, Ioan, Luca, Matei și Marcu. În Noul Testament se scrie că apostolii au întins hainele lor pe un asin, iar pe ele s-a așezat Mântuitorul. Acest gest a fost interpretat ca fiind mărturisirea faptului că învățătura apostolilor va duce la ascultare toate neamurile de pe pământ. Hainele sfinților apostoli simbolizează, în acest fel, noua haină pe care o îmbracă oamenii, haina Sfântului Botez. În finalul acestui recital al coralei Catedralei Mitropolitane din Târgoviște, vom asculta Înnoiește-te, Noule Ierusalime, de Gavril Musicescu, și Florilegiu Bizantin, de Paul Constantinescu.
Doamnelor și domnilor, mergem mai departe în minunatul concert pascal organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, Consiliul Județean Dâmbovița și Centrul Județean de Cultură. În fața dumneavoastră se află, în momentul de față, Orchestra Simfonică Muntenia, Corul Acustic din București și Corala Catedralei Mitropolitane din Târgoviște. Vor interpreta piesele Priveghere, lucrare vocal-simfonică, solist Ionuț Popescu, Ziua Învierii, în aranjament pentru cor și orchestră, și Hristos Înviat, din oratoriul bizantin la Sfintele Paști de Paul Constantinescu. În aplauzele dumneavoastră, domnul dirijor Daniel Jinga și domnul dirijor Mihail Vlădăreanu. Street.
Doamnelor și domnilor, aplauze pentru această minunată orchestră simfonică Muntenia, condusă de domnul dirijor Daniel Jinga. Îl invit aici, în fața dumneavoastră. De asemenea, îl invit în fața dumneavoastră pe domnul dirijor Mihail Vlădăreanu, al Coralei Coatedralei Mitropolitane din Târgoviște. Să le mulțumim pentru că în această zi Sfânta a Florilor ne-au oferit un regal muzical, ne-au condus pe cele mai alese și flori, pentru că suntem într-o zi specială. Și vreau să vă reamintesc faptul că acest concert pascal a fost organizat sub înaltul patronaj al Arhiepiscopiei Târgoviște și cu înalta binecuvântare a înalt preasfinției sare Mitropolit Nifon, al Consiliului Județean Dâmbovița și al Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Doamnelor și domnilor, suntem într-o zi specială, suntem la începutul unei săptămâni, săptămâna mare, care va culmina cu cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, învierea Mântuitorului. Vă doresc să aveți parte de liniște, vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine la celelalte evenimente pe care Centrul Județean de Cultură Dâmbovița vi le oferă. Vă mulțumim pentru această seară minunată și pentru aplauzele calde oferite Orchestrei Simfonice Muntenia, dirijor Daniel Jinga, Corului Acustic din București și minunatei Corale Mitropolitane a Catedralei din Târgoviște, dirijor Mihail Vlădăreanu.